ei tot ce fac ei, ei fac pentru a diviza societatea. Și asta a făcut Dodon, asta s-a făcut până la Dodon și astăzi, cu părere de rău, iarăși o continuă doamna Sandu. Că a fost un vot foarte mare anti-Dodon, inclusiv din partea mea. Dumnezeu a primit o susținere foarte mare la alegerile trecute și ei, în loc de cumva oamenii ăștia care au avut o speranță la o schimbare, să schimbe lucrurile spre bine, ei acum, înainte de alegeri, s-o trezesc. Să dă două pașapoarte la B2, să înceapă da interviuri în limba rusă, ca cumva să întoarcă pe și. Deci la noi toți devin specialiști în unirea societății doar înainte de alegeri. Pentru că ați pomenit despre B2, dumneavoastră le-ați fi dat cetățenie moldovenească? Eu le-ar fi dat și lor, și nu doar lor. Da, cu încă. Pe mine mă doare altceva, că eu cunosc situații concrete. Când după ce s-a început război în Ucraina, foarte mult, ca să știți, doctori, vorbesc de doctori cu nume mondial, doamnă Rață, necătând că și un, cred că și un chirurg simplu ar fi meritat. Foarte mulți vreau eu să plece din Federația Rusă și să vii la noi în Republica Moldova. De ce? Că limba, este o țară ortodoxă, și în limba, și în Moldova se vorbește inclusiv rusă, mai ales chirurgii ăștia, savanți care au vârsta de peste 60 de ani, oamenii ăștia, dacă n-au învățat germană, engleză până acum, n-au cum să o învețe la 60. Și foarte mulți vreau să vie la noi. Și ca să știți, mulți au fost întorși chiar de la aeroport. Înțelegeți? De asta eu consider că acest gest a fost făcut strict pentru alegeri.